Salutare tuturor, bine ați venit pe eurounelte.ro. Astăzi vă prezentăm invertorul de sudură ProCraft SPI 320. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de abonare pentru a fi la curent cu cele mai noi unelte. Invertorul de sudură ProCraft SPI 320 este un model nou gândit și construit pentru profesioniști în sudură MMA și MIG. Puterea aparatului de sudură este de 320 de amperi. Acest aparat este configurat pentru sudură cu electrozi bazici sau rutuliști de până la 6 mm în diametru și cu sârmă cu protecție de gaz argon sau mixuri de argon plus dioxid de carbon, argon plus oxigen sau alte amestecuri. Bobina de sârmă de maxim 3 mm se montează în camera laterală a aparatului, iar sârma se va trece cu atenție în mecanismul de antrenare automată. În partea din spate veți putea conecta butelia cu gaz potrivită tipului de metal cu care intenționați să lucrați cu ajutorul acestui conector. Panoul de pe partea frontală a aparatului de sudură tip invertor MIG MMA, ProCraft SPI 320, vă va ajuta să setați modul de lucru dorit, MMA sau TIG, și să reglați voltajul sau amperajul dorit. Pachetul aparatului de sudură ProCraft Industrial modelul SPI 320 este alcătuit dintr-un manual de utilizare în limba română, vine cu un pistol pentru sudura MIG, vine cu un ciocan și o perie pentru îndepărtarea zgurii, vine cu un cablu de sudură cu clemă pentru masă, vine cu un cablu de sudură port-electrod pentru electrozi de maxim 6 mm în diametru, dar nu în ultimul rând vine și cu o mască de sudură clasică. Pentru mai multe informații despre invertorul de sudură ProCraft Industrial modelul SPI 320 și nu numai, consultați site-ul www.eurounelte.ro. Linkul acestui produs îl găsiți în descrierea videoclipului. Până data viitoare, dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi unelte, abonează-te la canalul nostru și distribuie prietenilor tăi. Vă mulțumim și vă urăm o zi bună!